Sunt pe domeniu public. Dar nu, nici uite mașină. Okay. Și motivul legitimare, vă rog. Motivul legitimare. Motivul legitimare? Da, trebuie să aveți un motiv. Ai fost obraznic. Am fost obraznic? Ce v-am, ce v-am spus că am fost obraznic? Poate mi se pare că e suspect. Suspect în caz de ce? Păi trebuie să știți de ce. Am eu problemele, nu? Da? Și de ce mi-a spus că fac pula mare și că mă duceți la... Continuă să fiu obraznic. De ce? De... Pe cum vorbiți? Cum vorbește așa poliția locală că fac pula mare? Ești în perimetrul meu personal. Și poate eu nu vreau să... Ei, ce domeniu public? Serios? Da. Poliția locală nu știe asta. Așa, eu sunt și vreau mâncare, da? Vreau să spuneți de ce colegul meu ce-am făcut ce-am căcat legea. N-am spus că am căcat legea. Dar de ce ați spus că fac pula mare și că mâncă tușați? Am făcut proces verbal la moment, dar a fost o legitimare de rutină. Colegul meu, foarte frumos, colegul meu, da? Este jurnalist, a venit pe spațiul public, a venit pe spațiul public și a făcut... Cu ce am fost arogant? Cu ce? Specificați-vă rog cu ce am... Cu modul dumneavoastră de a vorbi cu colegul meu. Ce mod am avut? Un mod arogant. Nu v-am întrebat frumos, îmi puteți spune bună seara, îmi puteți spune, vă rog. Dar de ce intrați așa în mașină și nu... Că spuneți! Asta e atitudinea dumneavoastră? Păi mi-au spus că fac pola mare și că mă încătoșează. Nu, voi ați întrucat dreptul de a-și exercita veselia și... Dacă un reporter se comportă ca el, nu, dar și să vine și filmează un polițist și vorbește arogant cu el, dumneavoastră cred că așa se face meseria de reporter. Nu, am martor, am vorbit, ai fost aici? Cum am vorbit? Am spus bună seara, sunt de la putere. Bună seara, puteți să-mi spuneți cum s-a întâmplat și ăla... Băi, așa a fost.